Municipalitatea a stabilit noile criterii de acordare a locuințelor pentru tineri în blocurile anele din Zalău. Vor putea aplica pentru aceste locuințe și persoanele care nu au domiciliul în municipiu, dar își desfășoară activitatea în Zalău sau în localitățile din imediata vecinătate. Noile criterii au fost votate de consilieri în ultima ședință de Consiliul Local. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe anele trebuie să aibă până în 35 de ani la data depunerii cererii. Cererea de locuință se face individual și în nume propriu. Atât titularul cererii cât și ceilalți membri ai familiei nu trebuie să dețină sau să fie deținut o altă locuință în proprietate și să nu fie beneficiarul unei alte locuințe închiriate de la stat. Restricția nu se aplică dacă titularul sau cineva din familie deține în cotă parte cu altcineva o altă locuință. De asemenea, cei care solicită locuințe anele trebuie să își desfășoare activitatea în Zalău sau în localitățile Crișeni, Hereclean, Aghireș sau Panic. Repartizarea locuințelor se face în ordinea punctajelor obținute de aplicanți. Sunt mai bine punctați cei care locuiesc cu chirie, sunt căsătoriți, au copii, au studii superioare, au venitul mediu net lunar pe membru de familie sub salariul minim pe economie, cei care provin din casă de ocrotire socială, dar și cei care adoptă sau au adoptat copii. În Zalău sunt în prezent 15 blocuri anele, situate în cartierele Brădet și Dumbrava Nord, care au în total 220 28 de apartamente. Alte două blocuri se construiesc în prezent în dâmbul morii, unul cu 6 etaje și parter, iar al doilea cu 10 etaje și parter. În total, 100 de apartamente cu una, două sau trei camere.